Bun găsit! În culisele politicii moldovenești se pune la cale un scenariu original de realegere a actualei șefe de stat. Se rezolvă, cum ar veni, chestiunea cea mai importantă și cea mai delicată a anului 2024. Alegerea Maiei Sandu. Și nu pur și simplu alegerea, ci realegerea garantată, 100%. Prima întrebare, ori prima noastră nedumerire ar fi cum, în timp ce războiul ne bate la poartă, iar criza economică ne termină, cineva visează la un fotoliu moale subșezut? Întocmai. În timp ce țăranul e năucit de prețul la motorină, orășanul de cel al apei și gazului, iar inflația a mușcat până la os din pensia bătrânilor, politicianul numărul unul al plaiului nostru mioritic se gândește la confortul de mâine, mai exact la gaura legislativă prin care va trece ca gluntele spre locul cald și pufos din președinție. Calculul e simplu. Antiratingul Maiei Sandu, adică antipatia populară față de președinte, continuă să crească. Conform ultimelor date sociologice, actuala șefă de stat nu e agreată de 70% dintre alegători. Susținerea partidului de guvernare, PAS, scade din lună în lună, conform acelorași date. Pentru ca încercarea legendarului milion de alegători de a revota președinta să nu devină o catastrofă pentru guvernare, există doar o singură soluție. Maia Sandu urmează să fie aleasă nu de întreg poporul, ci de parlament. E imposibil? Nu. Și nu e chiar atât de dificil cum ar părea la prima vedere. Pentru asta e nevoie de două lucruri, de 61 de deputați loiali și de o curte constituțională loială președintei, care ar schimba fără teamă modul de alegere. Fracțiunea parlamentară majoritară PAS, născută și alăptată de Maia Sandu, numără 63 de deputați, dar nu toți și nu întotdeauna sunt fideli președintei. Ne aducem aminte că 12 ori 13 dintre ei, în frunte cu vicepremierul Spânu, zis dominatorul, au improvizat un protest la palat în noiembrie trecut, nedorind să susțină candidatura premierului Recean la prima ofertă. Evident că toți așteptau ca madame președinte să-i rupă capul dominatorului pentru nesupunere, dar și pentru alte păcate discutate pe larg în spațiu public. După debarcarea din postul de ministru și de cneaz al gazului moldovenesc, se profila o celulă de toată frumusețea în izolatorul 13, ca în legendarele fotografii ale ex-ministrului Litvinenko. Dar s-a lăsat cu pace pentru că președinta are imperioasă nevoie de Spânu, adică de cele 13 voturi la sfârșitul anului viitor. Domnica Manole, președintele Curții Constituționale, este o altă piesă indispensabilă operațiunii de realegere a președintelui. E un judecător cu trecut glorios, mai ales la capitolul dosoarelor pierdute la CEDO. E un președinte scump, cum n-a mai văzut Moldova, însoțit de bodyguards și la palat și la bâlci, cu un salariu amețitor, cu indemnizații grase la prima cerere, deși dispune de o pensie egală aproape cu un salariu ministerial. Statul chiar a avut grijă să o alinte și să-i plătească despăgubiri de 800.000 lei în urma unui proces de judecată neîncheiat. Mai mult, domnica Manole i s-a păstrat funcția la curte în condițiile în care mai mult de jumătate dintre deputații Parlamentului i-au votat acum 2 ani retragerea mandatului, pe motiv că au fost încălcate mai multe norme de drept, dar și din lipsă de înaltă competență profesională. Manole nu întrunește poate calitățile unui judecător profesionist. În schimb, a trecut toate filtrele Maiei Sandu, toate testele de fidelitate. Loialitatea domnicei Manole i-a asigurat președintei victoria în una dintre cele mai dure bătălii pentru putere. Calea către alegerile parlamentare anticipate din 2021 a fost netezită, mulțumită nepăsării, eufemistic vorbind, de care curtea a dat dovadă față de acrobațiile politice ale președintei. Două trucuri de o rară viclenie au scos atunci din joc doi premieri desemnați,
al doilea și a retras candidatura, vă mai aduceți aminte, în mod surprinzător, chiar în timpul consultațiilor, când părea că socialiștii câștigaseră meciul. Ceva mai înainte, Sandu desemnase un prim-ministru a priori ratat, Natalia Gavriliță, care a venit în fața Parlamentului să ceară, prin absurd, ca să nu fie votată. Apropo, Gavriliță, care e ocupată acum de difuzarea presiei de partid în stradă, va fi rugată să plece cât mai curând peste hotare, la o ambasadă, ca să nu încurce aici ițele operațiunii electorale. Așadar, exact 7 ani în urmă, în martie 2016, Curtea Constituțională, capturată de Vlad Plahotniuc, a decis, fiind inspirat legea, ca președintele țării să nu mai fie ales de Parlament, ci de întreg poporul. De ce n-ar proceda oare acum Curtea Constituțională invers? Are și Maia Grigorievna, la fel ca și Vlad Gheorghici, un interes special. Corabia controlată de pirați, precum numea Moldova la începutul mandatului său, zdrobită de jale Maia Sandu, n-a mai ajuns să fie salvată. Ceata de corsari pro-europeni i-a înlocuit pe cei aruncați peste bord, iar șefa vasului, iată că nu mai insistă să fie aleasă de echipa legitimă de marinari. Maia Sandu se pregătește de un vot garantat cu sprijinul Curții Constituționale și a deputaților devotați. Să vedem dacă vântul îi va sufla și de data asta în pânze. Pe curând!